Te rog, lasă-mă să te ajut. E loc aici. Mersi frumos. Hai, să comandăm mâncare. Cu plăcere, da. O să comandăm imediat ce vine ospătarul cu meniul. Eu știu deja ce vreau. Da, dar cum poți să comanzi dacă nu e ospătarul aici? Tu chiar ții să mă contrazici în orice? Chiar crezi că ai dreptate în orice situație? Nu, dar... Vreau să mă ridic și plec. Nu, nu te contrazic, doar zic ce este normal. Că nu poți să comanzi dacă omul care îți aduce mâncare nu este aici. Iar ai făcut-o. Ospătar, adu-mi, te rog, o ciorbă de băcuță. Tu ce vrei? Nu știu, nu m-am hotărât încă, nu am un meniu. Ospătar, mai pune o supă de băcuță. Ce faci? Nu-mi place văcuța. Ar trebui să existe o armonie între oameni și animale. Da, da, sigur, cum zici tu. Și? Ce mai faci? Pupă-mă! Ce? Cum adică? Simplu, pupă-mă! Dar e prima întâlnire, e normal să ne mai cunoaștem și noi. Mult vorbești, da, și pupă-mă! Nu cred că e momentul încă să... Eram cu mintea în altă parte. Te gândeai la mie? Mă gândeam la noi doi. Ce drăguț din partea ta. Noroc că ești tu drăguță și mă faci mereu să mă gândesc la tine. M-ai emoționat. Și eu am emoții pentru întâlnirea asta. Sper să iasă bine. N-ar avea de ce să nu iasă. Da, când sunt lângă o fată așa de perfectă, normal că iese bine. Oprește-te! Tot la mine te gândești? Mă gândeam la viitorul nostru. Ce copii frumoși o să avem împreună. Nici nu ne-am căsătorit încă. Da, dar nu văd viața altfel decât cu tine. Oprește-te cu atâtea complimente. Mă voi opri doar când și inima mea se va opri din apate. Cred că te iubesc și mai mult. Și eu te iubesc mai mult decât mult. Ce mă bucur că am ieșit la întâlnirea asta! Și eu, baby! Hei, nu mai face pe șmecherul, că nu stă bine! Ce-ai primit? Un mesaj! De la cine? De la mami! Păi, și ce vrea mami de la tine? Mă întreabă dacă ne distrăm la întâlnire! Nu te cred, dă-l încoa să-l văd! Ia, uite! Da, mama ta e. Mereu ești gelos, dar să știi că nu mă supăr pe tine. Am înțeles că asta este firea ta și o accept așa cum e. Nu sunt gelos. Uite-te ce bine arăt. Da, chiar ai dreptate, dar eu nu arăt bine? Ba da, dar nu mai bine decât mine. Așa este, cum zici tu. Ți-am povestit ce a făcut Sparky? Câinele tău, ce a mai făcut de data asta? Ok, deci eram pe Sparky afară și o bătrânică foarte simpatică l-a lovit cu bastonul pe Sparky. Stai, mai mi-ai zis povestea asta odată. Nu contează, ți-o mai spun odată, e foarte amuzantă povestea. Așa, și bătrânica l-a lovit pe Sparky cu bastonul și a început să sughite. Ce mă bucur că am ieșit la întâlnire. Și eu, bine că am ales acest restaurant drăguț. Normal că te-ai gândit bine, mereu e cele mai bune decizii. Că tot vorbim de decizii, uite ce ți-am cumpărat. Wow, ce frumos! Ești așa generos! Dar nu a costat mult? Când e vorba de tine, nu mă uit la bani. Eu nu-ți am la nimic, dar plătesc eu mâncarea. Super! Hai că-i las bacșiș ospătarului 100 de lei. Îi las eu 100 de lei. Eu îi las 200 de lei. Da? Păi eu îi las tot portofelul. Și eu îi las portofelul. Ah, ce bine ne înțelegem. Hai să mergem acasă. Taxi? Nu, am comandat deja limuzină. Nu cred că trebuia să venim la restaurantul ăsta așa de scump.
Haide, n-am mai ieșit de mult la o întâlnire. Uite ce vârgulițe frumoase au. Ce faci acolo? Nu ai zis tu că e scump? Ne scoatem banii pe mâncare. Hai să comandăm totuși ceva de mâncare. Eu vreau piure cu pui la grătar. Cât costă? 55 de lei. Cam mult! Altceva nu au? Oh, dă și fugulița ta și hai să comandăm. Tu ce vrei de mâncare? Cred că o să gust de la tine și mănânc acasă. Bine, bine, cum vrei tu. Uite, ai mai fost la întâlnire cu vreun băiat? Te rog, comportă-te civilizat. Suntem într-un loc public, ne facem de râs. Relaxează-te, dacă ne dă afară o să avem ce povesti. Ar fi distractiv. Nu ar fi, ne-am face de râs. Ah, tu chiar nu știi să te distrezi. Ba da, știu. Ia spune-mi, cum te-ai distrat ultima oară? Păi, eram ieri la muncă și în loc să iau capsatorul, am luat găuritorul de foi. Și ai găurit foile în loc să le capsezi? Da. Știi ceva? Ne despărțim. Pa! Nu, stai! Cred că e ceva serios între noi! De când așteptam întâlnirea asta? Și eu, dar hai să nu ne dăm un vânt cu cheltuielile. Sunt de acord. Comandăm doar o băutură și mâncăm acasă. Am o idee și mai bună. Comandăm un singur pahar cu apă și celălalt pahar îl umplem cu apa de la baie. Da, așa tot o să creadă că am cumpărat două ape. Genial. Ce bine ne potrivim. De când te-am văzut prima dată am știut că ne potrivim. Da, așa e. Dar nu cred că mi-ai povestit vreodată cum ne-am întâlnit prima oară. Eram în spatele tău la magazin când ți-ai luat apă, plată și pâine. Ah, da, îmi amintesc ziua aia. Și vânzătoarea ți-a dat rest două gume și tu le-ai refuzat. A zis că nu are să-mi dea 50 de bani restul. Așa că nu ai mai cumpărat nimic, te-ai dus la alt magazin. Da. Când a fost asta? Acum 2 ani? Da, aproape 2 ani. Hei, am o idee. Hai să plecăm de aici fără să plătim. Nu putem să plecăm așa. Trebuie să ne gândim și la ei. Ospătarul muncește mult. Da, dar la ce prețuri au ăștia aici, nu cred că pierd nimic. Îi lăsăm doar bacșiș ospătarului fără să plătim. Bună idee. Hai să mergem de aici. Repede.